Salutare raiderilor! În sfârșit avem și noi un micuț tutorial pe canalul de YouTube, pe canalul meu, în care o să curățăm lanțul la CBR-ul. Înainte de a intra în pâine cu acest episod, fraților, v-aș ruga foarte mult să apăsați pe butonul de like, lăsați un comentariu cu părerea voastră, mă ajută foarte mult, apăsați pe butonul de subscribe și totodată pe clopoțel, ca să fiți la curent mereu cu ce postez nou. Înainte de a începe, ignorați cauciucul că e așa uzat. Cât de curând, săptămâna viitoare chiar. Pe față l-am schimbat acum recent. O să pun un set de Dunlop. Și înainte de a începe procedeul de curățare și să vă arăt cum îl curăț, o să dau aripa asta jos, că mă cam încurc un pic. Deci o să revin după ce o dau jos. Bun, și să vă arăt metoda cum curăț eu lanțul. Mă rog, așa fac și eu motocicleta. Deci în ceva sticlă tăiată pus niște mutorine și cu periuța de dinți și ca uns acest spray de la piesa auto l-am luat 20 de lei parcă. Bun. Hai că ne apucăm să îl curățăm. Bun, și să vă zic cum îl curăț. Pac, periuța de dinți, motorină. Așa îl curăț de două ori, după aia pe fiecare parte o dată. Bun, deci să începem cu curățarea lanțului, zic. Haide! Doamne! Ce vreau să vă zic, fraților, este chiar foarte util să ai la motocicletă un clip central. Nu trebuie să o mai suspezi, nu-ți mai trebuie stander, nu vrei să curezi lanțul sau să schimbi roata, iar mai bine îl ridici. Și ar trebui un picuț întins lanțul, nu foarte mult, chiar foarte puțin, dar lăsăm asta pe când schimbăm cauciucul. Și continuăm așa de 2 sau 3 ori, cred că fac doar de 2 ori, că nu e așa murdar lanțul. Și după aia am să lung. Deci continuăm așa și după ce ajungem de 2 ori să facem, începem pe lateral. Trecăm foarte, foarte bine. Ce vreau să vă spun, fraților, această metodă e o metodă de a mea cum curăț. Mulți motocicliști nu fac la fel, au perie specială, spray motul, dar na, asta e o versiune mai ieftină de curățare lanțului, dar foarte bună.
Decât nimic. Eu sunt ceva gen, bă, decât nimic mai bine așa. Dar depinde de la caz la caz. Totuși, e bine să îți întreții lanțul motorului cât de bine poți. La motocicleta mea nu e chiar așa de întreținut, dar trebuie să mă ocup din ce în ce mai bine de el. Să mă duc așa mulți kilometri fără să-l curăț și să-l ung. O să fac zilele astea și când curăț, o să fac zilele astea și un episod când curăț lanțul la XR. Deci, cum am spus, această metodă este o metodă de-a mea, în stilul meu. Cum am spus, alții au spray motul sau alt spray mai calitativ. Perie de lanț, moto specială. Eu folosesc periuța de dinți, care și aceasta intră pe aici și unge și la O-ringuri. Și ce vreau să vă spun, nu folosiți benzină sau diluant, că vă arde O-ringurile. Alții curăță cu benzină, diluant, kerosen, dar nu știu, eu prefer să nu. De foarte mulți motocicliști am auzit că cu astea azi O-ringurile dintre lanț. Acestea care sunt aici, acele garnituri micuțe. Bun, mai continui așa un pic și o să trec pe părțile laterale și după aceea am să curăț și așa gen. Da, am trecut deja de 2 ori, dar nu știu, prefer sincer să-l curăț mai bine. Înmoi periuța în motorină și apoi frec cu periuța pe lanț și pinion. Bun, așa, sper că se vede. O să continuăm cu curățarea pe partea laterală. Cu toate că aici nu e foarte murdar, dar trebuie să-l curăț bine, bine, bine. Bine acum. Să-l curăț bine pe cât pot. Cam atâta și o să trec la partea cealaltă a lanțului de pe interior și după o să revin când îl ung și mai vedem ce și cum. Bun, fraților, acum a venit și timpul să îl dăm cu acest spray lubrifiant. Cum am zis, la orice magazin de piese auto îl găsiți. Și un lucru foarte important pe care am uitat să vi-l spun, niciodată dacă aveți motor pe click central sau pe stander sau oricum, niciodată, să nu curățați lanțul cu motorul pornit, pentru că motorul în timp ce e pornit și pe neutru tinde să miște roata puțin. Sau și dacă îl bagi în treapta 1. Mai am văzut videoclipuri de genul în care persoanele curățau în treapta 1 cu tot felul de periuțe, cu pensule, cu perii speciale de curățare lanțului și cu spray și și-au prins degetele la pinion. Și ce s-a întâmplat? Au rămas fără ele. Deci, niciodată să nu faceți chestia asta. Îl curățați cu motorul oprit. Simplu. Bun, și acum îi dăm. Cu o mână dăm cu spray, iar cu cealaltă mișcăm roata.
Bun. Acum așteptăm să acționeze. Bine, acum nu-i ca exact ca speriu motul să stea tot îmbibat în el, dar în mare parte stă. Bun, acum o să aștept să curgă surplusul. Șterg un picuț janta, mă ocup de ea că s-o cam urdărit. Bascula un pic, pun carenele, ceanda jos și gata. Acesta a fost modul în care curăț eu lanțul la motoare, la al meu și la acesta și la viitorul motor care o să-i fac curând o prezentare. Bun, dar încă nu-i terminat. Ce să mai spun, dacă doriți să fac și la albăstric o prezentare, scrieți-mi vă rog frumos în comentarii. Aceasta a fost și metoda mea de curățare a lanțului. Nu-i ca la alte persoane care curăț mult mai bine, mai cu obiecte mai calitative, mai premium, cu soluții. Eu l-am curățat așa într-o metodă mai basic, să zic așa, dar totuși e ok. Eu am fost Zvan CBRF2, lăsați like, comentariu cu părerea voastră, abonați-vă, follow pe Instagram. Toate cele bune, pa!